Agricultorii din Telorman sunt disperați din cauza secetei care le-a diminuat producțiile. Oamenii cer sprijinul autorităților în speranța că își vor putea acoperi o parte din pierderi. Floarea soarelui e compromisă. Porumbul 90% nu e bun de nimic. Am vrut 4 hectare, nu e deloc. Pierderi mari, mari de tot. Mă gândesc că câteodată îmi vine să mai mă duc să mai mă od nevastă. Mă zice, mă, de ce te mai duci tu pe câmp să te mai uiți la el? Nu s-a făcut, da. Din cauza de la secetă, nu i-a provat la timp. S-a pus și l-a venit uscătura peste el. Și a rămas mic. Da, a rămas și a răsărit aici, colo. Acum e conștiință de la suprafață. Ca să o fac buria pentru animal. Seceta ne-a luat din primăvară, de la semana ta. Semana și ne-a luat și ce. Ne-a dat alate bure de ploaie. E compromis, ce să. Am 60 de ani, da, nu prea am prins așa ceva. Am mai fost mai acum vreo 10 ani, să zic. Iar la fel nu știu cuciona și tăiam cu sapa. O comisie de specialiști se va deplasa în teren pentru a evalua pagubele la culturile agricole. Până în acest moment, pe lista localităților afectate se numără 11 comune, în special din zona de nord a județului Telorman. Până la data actuală au fost centralizate un număr de 15.600 de hectare, reprezentând în special localitățile din nordul județului. În continuare, comisia constituită prin ordinul prefectului se deplasează unde există solicitări. Datele privind pagubele vor fi centralizate și transmise Ministerului Agriculturii în vederea solicitării de asistență financiară din partea Uniunii Europene.